Vedeți că nu asta mesajul, este mesajul filmului. În primul rând, vedem cât de complicată este istoria, cât de specifice sunt toate contextele și că peste tot rămâne în picioare un lucru, demnitatea umană. Despre asta este vorba, despre demnitate de, din care îți vine și curajul. Da, capacitatea de a, curajul de a-ți exercita libertatea spirituală, libertatea conștiinței, atunci când ți se impun presiuni din afară. Nu cunosc un regizor care să realizeze o asemenea caligrafiere în detaliu a istoriei, cum o face Nicolae Mărginanu. Cum v-am spus, vedem o frescă atât de amplă a unor personalități, a elitei noastre politice în special și clericale în acest film, portrete fără ca ele să fie de dicționar, ci dimpotrivă foarte apropiate, foarte intime, este de apreciat și puterea asta a actorilor de a se apropia de personalități atât de importante, dar și a scenariștilor de a scrie partituri, deci e vorba de replicile care sunt scrise și de a compune scene foarte umane cu personalități atât de mari, se vede că e vorba de oameni care sunt ei înși apropiați de istorie, de spiritul istoriei și că au simțit din lăuntru pulsația vieții acestor personalități, dincolo de faptul că probabil că au citit memorii, cronici ale vremei. Poftiți? Au jucat prea bine. Au jucat foarte bine cu toții, este un film de zile mari. Bine este și modul ăsta de a pune în cadru, de a lumina în clar-obscur, cu care accentuează psihologismul. Așa se făcea film în special în anii 60, când alb-negrul încă era în floare și când se purta cinematograful psihologic, s-a cam scos din modă genul ăsta de a filma, și, dar și abordarea psihologică a personajelor. Sunt lucruri de luat notițe și ați văzut mesajul, până la urmă e una din ultimele replici citate ale lui Iuliu Hosu, așa cum suntem noi îmbrățișați cei doi episcopi, așa trebuie să fie îmbrățișați toți românii. Și vedem într-adevăr un model extraordinar de curaj și demnitate și o interpretare extraordinară asta prin discreție. Nu? Deci e discreția unui personaj care face fapte mari în situații extrem de dramatice, dar rămâne el însuși. Și vedeți că este, deci nu e doar Iuliu Hosu în prim plan, dar este și acest tablou colectiv foarte bine și discret punctat de acești eroi ai elitei noastre politice în special și religioase, dar și tablourile acestea ale gardienilor care sunt tot mai nuanțați, schițate, bine, pornind tot de la binecuvântată fie închisoare, care și ei au personalitatea lor și evoluează oarecum nu după niște plișee, ci după legile, hai să zicem, ale firii omenești. Noi avem foarte mult timp să discutăm despre filmul acesta, vă spun, vă recomand, cumpărați-l de la Ager Film, de acolo, dacă vreți să-l revedeți, că acum nu se va putea. După asta vom avea un film aici, rușii erau cei care înjurau și erau oamenii răi, va veni acum...